Bună, bine ați venit, bine ați revenit pe acest canal parfumat. Astăzi vorbim despre parfumuri care mă duc cu gândul la vacanțe, care mă duc cu gândul la valurile mării, la plimbării pe plajă, la terase, la cocktailuri servite pe terase și vorbim despre parfumuri de vară. Bineînțeles că eu v-am spus că o să sărim din ghete direct în sandale și așa este. Astăzi este o zi foarte frumoasă, este cald, chiar este ca o zi de vară, este frumos, este soare și de aceea am decis să fac acest haul și sper să vă bucurați alături de mine. Am strâns eu mai multe parfumuri care se potrivesc cu perioada caldă, însă nu le-am acordat atenție pentru că nu a fost perioada lor. Cumva pentru mine am sărit peste primăvară și pur și simplu astăzi, fiind așa o zi însorită, m-am gândit să fac un haul cu parfumuri pentru vară, pentru că, da, ne pregătim de mult soare. Haideți să începem cu unul care este foarte, foarte cunoscut și eu eram tare curioasă să-l încerc. Vorbim despre Dolce & Gabbana L'Imperatrice 3, un parfum despre care toată lumea spune că nu persistă, miroase bine, dar nu persistă. Eu nu l-am purtat, să vă spun, dacă acesta este un parfum persistent, dar miroase tare, tare bine. Are ca și note kiwi, rubarbă, piper roz, avem și pepene roșu, ciclamă, iasomie, iar în bază avem lămâi, cred că frunze de lămâi, mosc și lemn de santal. Și să știți că mă așteptam să fie mai rău acest parfum, dar miroase foarte bine. Nu știu de ce, mă așteptam să fie altfel, dar m-a impresionat, îmi place, miroase tare bine și miroase a pepene, este fresh, este și un pic verde, ce cu gândul la vară, este proaspăt, miroase tare bine și chiar dacă este un parfum care nu persistă, o să fac baie în el și știu că cu siguranță o să mă bucur de el. Chiar îmi place foarte mult cum miroase. Mă așteptam să fie mai șamponos. Nu știu de ce, am înțeles de la alte persoane că este un parfum șamponos și că... Dar pentru mine este un parfum fructat și proaspăt, foarte plăcut și o să îl port în această vară. Trecem mai departe la un alt parfum, cam din aceeași categorie cu L'Imperatrice, însă are o bază foarte interesantă parfumul acesta, de miere, mușchi și lemn de santal. Nu știu cum se dezvoltă el, este vorba despre Escada Joyful. Nu știu cum se dezvoltă el, însă mă interesează cum se simte acea bază cu miere, mușchi și lemn de santal. O să îl mirosim și pe el și chiar o să facem la sfârșit... O să vedem cum se dezvoltă pe hârtie, na, oricum o să mai vorbim pe viitor despre ele. Din nou un parfum fresh, acvatic, fructat, este parcă mai proaspăt decât L'Imperatrice. Pe L'Imperatrice îl simt mai, mai fructat și mai dulceag. Pe Joyful îl simt mai fresh. Un pic verde îl simt și... Chiar vreau să văd cum se dezvoltă parfum cu miere, mușchi și lemn de santal. Chiar vreau să văd dacă se îndulcește și dacă se simte mierea. Vorbim la sfârșit despre el. Și trecem mai departe la un parfum pe care eu l-am de mult timp pe wishlist și în sfârșit a ajuns în colecția mea. Este vorba despre Bronze Goddess Estée Lauder, dar este varianta O-Fresh și... Haideți, pe acesta, bineînțeles că eu le-am mai mirosit când le-am cumpărat, dar v-am zis că nu le-am acordat prea multă atenție pentru că nu era momentul lor. Vai, cât de bine miroase acesta. Știți ce îmi place la parfumul acesta? Că nu are ylang ylang. Și pentru că nu are ylang ylang, este un parfum mai fresh. Este un parfum mai curat. Pentru că ylang ylang... Mi se pare că devine greoi în unele parfumuri și nu degeaba se numește acesta O-Fresh.
Avem în deschidere bergamot, avem floare de tiară pe care eu o iubesc pur și simplu, dar care de obicei este alăturată notei de ylang ylang, dar aici avem doar floare de tiară, avem și nucă de cocos și în bază avem vanilie și ambră. Da, este un parfum pentru vară, dar este fresh, este floral, tropical, se simte floarea asta de tiare. Nu este prea dulce, dar este un parfum dulceag și îmi place foarte mult. Chiar este combinația perfectă pentru vară. Știți că eu mai am și Coco Vanil, acela este mult mai dulce ca acesta, deci chiar acesta chiar este potrivit pentru vară. Este aerisit, este foarte bine aerisit. Este dulce, dar fresh în același timp. Foarte potolit parfumul acesta, dar potrivit, chiar potrivit pentru vară. O să lăsăm și pe el aici, să-l mai mirosim. În orice caz, eu o să le port și o să vă povestesc despre ele, dar am vrut să vi le prezint înainte, să vedeți ce a intrat în colecția mea și o să discutăm despre ele. Iar următorul parfum este un val care te pocnește. Este mega mare, de la Orto Parisi. Da, așa pot să descriu acest parfum. Este un val care te pocnește. Un val din acela care trece peste tine. Deci imaginați-vă. Și îți dă senzația aia când nu mai poți să respiri și te panichezi. Exact așa e când pulverizezi parfumul acesta, pentru că este incredibil de puternic, incredibil de... Vai de mine! Vai de mine! Acesta este un parfum aromatic și acvatic, este unisex și da, este foarte puternic, se simt alge, se simte marea, se simte sarea, se simte și puțin citric cumva, este mai ciudățel el. Este un parfum unisex și avem așa ca și note, bergamotă și lămâie. Da, se simte ceva citric și nu știam că are lămâia, pentru că notele pe Fragrantica nu sunt listate, nu știu care faza, nu m-am uitat pe un site foarte oficial, să zic așa, doar m-am uitat pe make-up. Pur și simplu aici. Aici am nimerit și avem așa, bergamotă și lămâie, alge, gedion, în bază avem ambroxide, cedru și mosc și să știți că în deschidere se simte exact ca valul acela care te pocnește, este un pic efervescent, un pic citric, dar și sărat în același timp, dar nu știu, este diferit de alte parfumuri pe care le-am testat eu. Este foarte puternic, nu știu dacă v-am zis, este un parfum unisex, care deschiderea este așa foarte strong și impunătoare, însă el începe să se calmeze și oricum este un parfum foarte puternic, foarte persistent, pe acesta chiar l-am purtat odată, dar vreau să văd cum mă înțeleg cu el vara. Este foarte interesant parfumul, clar nu mai am așa ceva în colecția. Și ultimul parfum despre care vorbim astăzi este unul discontinuat, unul pe care probabil că l-ați mai văzut pentru că l-am făcut cadou și altor iubitoare de parfumuri. Asta pentru că știți cum este atunci când un parfum este discontinuat, este și foarte dorit. Și vorbim despre Beyoncé Heat Rush, pentru că bineînțeles că mi-am păstrat și eu un cocktail din acesta pentru vară, pentru că și mie îmi plac parfumurile dulci, îmi plac parfumurile tropicale. Parfumul e așa de distracție și de zi cu zi. Heat Rush este un parfum cu, m-am văzut care în deschidere, cireșe, aveam și capacul pe aici pe lângă mine, cireșe, are portocală sângerie, fructul pasiunii, în mijloc avem floare de mango, orhidee hibiscus, iar în bază avem ambră, mosc și lemn de teac. Da, după cum vă spuneam, este un parfum de zi cu zi care te bine dispune cu siguranță. Este un parfum dulce, o combinație de fructe tropicale. Miroase super bine, chiar îmi place foarte mult cum miroase. Nu știu cum se dezvoltă, dar cu siguranță o să mai vorbim și despre el.
Nu simt florile, simt doar fructe. Acum, în momentul acesta, simt o combinație de fructe tropicale și este un parfum dulce. O să-l lăsăm și pe el aici și ne întoarcem la el și haideți să începem să vedem cum s-a dezvoltat acest L'Imperatriz. Da, acum îl simt mai proaspăt. Simt, cred că, acea rubarbă. Te duce cu gândul și la castravete, parfumul acesta, la castravete pe care tocmai l-ai tăiat. Dar îmi place, este proaspăt, este un parfum ușor și foarte plăcut. Ne place acesta. Hai să trecem și la Joyful. Eram foarte curioasă de cum se dezvoltă acest parfum. Și da, îmi place foarte mult baza acestui parfum. Chiar îmi place. Se simte mierea, dar nu este un parfum foarte miros. Este interesant. Sunt curioasă cum se dezvoltă pe piele, pentru că na, este o mare diferență între hârtia aceasta și piele. Dar îmi place. Nu este prea dulce. Are un iz interesant pe care chiar nu știu cum să vi-l descriu. Dar miroase bine. Miroase bine și are o bază foarte, foarte frumoasă. Hai să vedem și acest Bronze Goddess. Îmi place foarte mult sticla aceasta, îmi place capacul acesta, este atât de elegant. Ce cu gândul la o vacanță mai elegantă, la o piele bronzată, la un costum de baie, cum este acest capac, așa, cu culorile astea. Foarte elegant, mi se pare, discret, dar nu este slab. Chiar nu este un parfum, mi se pare foarte bine echilibrat pentru un parfum de vară. Și acum se simte foarte bine partea florală, este un parfum superb. Deci partea florală, adică simt acum mai mult floarea de tiare, care este singurică și nu mai este însoțită de ylang ylang și miroase tare bine. Este și dulce, dar nu. Chiar este un parfum potrivit pentru vară și pentru persoanele care nu poartă parfumuri dulci vara, dar și pentru persoanele care în general preferă parfumurile mai dulci, mai tropicale. N-ai cum să nu-ți placă acesta. Este un parfum pe care eu îl super recomand. Și dacă vreți unul din acest haul, acesta este. Dacă ar fi să vă recomand unul. Îmi place mult de tot acesta. Superb. Superb, superb. Chiar mi se pare parfumul potrivit pentru vară. Bine echilibrat, are floare de tiară, are și cocos, se deschide mai dulceac, se deschide cu acel cocos, dar apoi rămâne o combinație foarte interesantă. Îți dă un vibe super bun. Bronze Goddess O Fresh este minunat. Minunat! Și haideți să trecem și la Orto Paris, la Mega Mare. Sticla aceasta este mai bărbătească după mine. Și parfumul, pot să zic că este, nu este genul acela de parfum elegant pentru o femeie neapărat, dar per total da, este un parfum unisex pentru că miroase a mare, miroase a valuri, miroase a alge. Îmi place cum miroase, chiar are și el un miros interesant pe care nu l-am mai întâlnit în alte parfumuri. Mă duce un pic cu gândul, n-am cum, mă duce un pic cu gândul la Humanity, dar acela este și feminin, foarte feminin, mie îmi place mult de tot acela și de-abia aștept să-l port, dar în zona aia de parfum mă duce cu gândul. Ok, și ultimul despre care vorbim este acest cocktail Beyoncé Heat Rush. Îmi place și sticla, îmi place și parfumul. Acesta, da, este un parfum dulce. Să zic acum simt fructe și flori tropicale, dar
Este o amestecătură de toate, nu poți să-ți dai seama de ceva anume, de fructul pasiunii sau cireșe, nu pot să zic că simt ceva din aceste note, este amestecat toate la un loc, și flori și fructe, și miroase foarte bine. Chiar este super, super frumos, un parfum de zi cu zi pentru primăvară și pentru vară, care te bine dispune. În general, cam asta fac parfumurile de vedetă și mie îmi plac. Mie îmi plac parfumurile care miros bine. Chiar dacă sunt comune, nu-i nicio problemă. Dacă mie îmi place, nici nu mă interesează restul. Și cam asta este. Așa am început noi seria clipurilor de vară. Urmează și altele, bineînțeles. Urmează să mai vorbim și despre acestea. Și dacă aveți întrebări, mi le lăsați în comentarii. Spuneți-mi și voi ce parfumuri aveți pe wishlist pentru această vară sau ce parfumuri vreți să purtați în această vară sau de-abia așteptați să purtați anumite parfumuri. Chiar aștept să-mi spuneți, poate că o să fac și eu un clip în care să vă spun ce parfumuri aștept să port cu nerăbdare. Nu știu dacă o să apuc să fac treaba asta, pentru că am multe clipuri pe care vreau să le fac pentru voi, dar poate vreți să vedeți asta, nu știu, îmi spuneți în comentarii. Sper că v-a plăcut clipul de astăzi, pe mine mă găsiți pe Instagram, abonați-vă dacă nu ați făcut-o încă și noi ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat, să aveți o zi minunată! Pa, pa!